Salut și eu, am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și avem niște mașini noi. Ia uite, Pisica, de mai motorul. Și la Da, mine arată și... foarte tare. Bine, e murdară, că Mihai, de țară, what the fuck, Mihai? Tu vezi unde s-a băgat? Mihai? Ești Mihai de acolo? Mihai, ești bine? Ai venit? M-a băgat omul cutie la pedepsi bunica. Aici. Sau poate a venit cu cutia. Poate l-a adus cutia. Nu se zice, se face. Dar ce mașină ar trebui să fie asta, un BMW? A mea? Da. Nu știu de ce mi-aduce aminte de... Nu, seamănă cu Maserati, de Maserati. Fapt. Uite și falul de spate, scrie Maserati. Dar e electrică. Ah, ce tare! Și ia stai, de fapt. Stai să vezi motorul. Ia deschide puțin. Mașini am aici eu, super șmecheroase. Pisica, tu ai garajul ăsta? Da, e la bunica. E la bunica mea aici acasă, știi? E tare motorul. Și ăsta e stock, adică... E drăguț. Ai chiar fain. Mi-am arătat și eu mașinile mele, astea puțin mai interesante, adică... Și asta e mașina mea. Pe stradă toate. Asta e mașina mea, am tunat-o destul de fain. Ai și tu una de asta, nu? Parcă da, da. Așa, ceva de genul ăsta arată când deschizi toate ușile și nebunii. Vorba de cu el rănul ăla. Frigiderul. Așa, hai să închidem. Ia, pisica, deschide și tu la tine să vedem cum e. Sunt curios pentru că mașinuța asta mică, eu n-am crezut că ai posibilitatea să-i scoți motorul prin... Da? Uite cât de tare e! Pe bune, deci chiar mie tare. Mi se pare foarte haioasă, știi, și ador mașinile astea cu... Cred că o să-mi iau și eu pe asta, nu știu, e prea tare. Golf 4 versiunea cu motor V8. Da, what the fuck? E ridicol. Așa, hai să mergem până la zona aia cu construcția, să vedem dacă e vreo mașină de aia mare acolo, vreau să dea de construcție. Dacă nu vedem noi ce facem, mai facem niște misiuni, ne distrăm noi. Da, haide, luați-o voi, nu că eu nu știu unde ești, așa. Nu uitați, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua cu cât mai multe episoade în fiecare seară. Așa, hai pisica, bine? Pisica a intrat în garaj din greșeală. Ah, ok. Da. Bă, mi s-a murdărit, tu vezi că mi s-a murdărit. Da, se murdăște pământ. What? Bine, eu nu văd, tu la, vezi. Pe atan nici nu cred că o să vezi, că e neagră. Ba se vede, se are da? Cum de la, se face un maro burut. Ha. Bă, dar cum e chestia aia ta, îmi vine să-mi prind un cârlic de aia să mă tractez și atâta. La eleronul meu? Eleronul tău, da. Imens! Știu. Dar mie îmi place, nu știu, e foarte tare. Îmi plac mașinile. Și atrage atenția eleronul ăsta meu, nu? Un pic așa. Zici că e aia mașina back from the future. Da. Un pic are tenta aia. Numai ca să e cam lungă ca să fie aia. Mi se pare interesante mașinile astea care merg tunate așa haios. Chiar am căutat niște mașinuțe de astea, nu neapărat supercars, pentru că supercars nu prea poți să le tunezi atât de mult. Dar mașinuțe de astea mici, mă duceam pe stradă, luam o mașină absolut normală de zi cu zi și mă uitam să văd ce pot să tunez pe ea. Așa și surprinzător, sunt foarte multe mașini normale care merg tunate foarte tare. Păi mașinile alea de le-am eu în garaj acum sunt mașini luate de pe stradă, ca astea. Uite și asta e luată, asta a mea pe care o conduc acum e luată de pe stradă, n-am dat niciun bani pe ea. Super tare. Chiar și mașina aia, Karin Futo, e tot de pe stradă luată, deci... Uh-huh. Și din ce am înțeles, dacă vreți un Karin Futo, puteți să-l luați de pe aeroport mai rapid, mașinuța aia, și că acolo se spawnează. Mai des. Noi am stat și am căutat-o ore. Pe stradă, în oraș. Da. O, s-a deschis bariera pentru mine. Au intrat vipurile la bătă. Ei, da, cum să nu. Da, nu văd nicio mașină de aia mare aici, ha? Văd un camion. Da, văd și un camion. Ce camion este ăsta? Pentru mine nu se deschide asta. Treci peste ea. Uite, am găsit una, ha. Pe bune? Da. Oh, da. Super. Două chiar. Ha, da. Avem noroc. Păi vreau și eu, și cum fac? Vino unde sunt eu. Ia uite tirul. Da, nu știu ce, că eu n-am mai văzut tir de ăsta. Mamă, cât aprofălău. Ca la tar. Ia, am dus un... Unde e? Jos? A, da, sunt jos. Da, încerc să cobor fără să sar. Eu sar... Oh! Fuck! Mi s-a dus toată bara din față. Aia că s-a și... Mi s-a spart doar geamurile atâta. Ok, mi s-a dus și partea din laterală. Mi s-a dus și eleronul. Vezi ce șoferiști? Uite puțin! Deci uite puțin cum arată mașina mea. Cine conduce? Conducem toți sau? Ia uite! Parca mașina! Mihai, parcarea excelentă! Îmi place foarte mult cum ai parcat. Am aproape reușit să o prețesc. Da, uite, mai e una sus! What the fuck? Mai ia e du-te una. Și ia-o pe aia de sus, Mihai. Aoleu. Ce pisica, du-te în aia la altă.
Mergem cu asta pe stradă. Ar fi dacă aș putea să arăt mașina aia înăuntru, aproape de vizionare. Ia uite-o, mă, ce fă... Bă, tu vrei să urci în remorcă? Da, eu cred că o să încerc asta, de fapt. Hai, hopa. What the fuck? Cum îți mergi cu astea, doamne? Sunt lente. Sunt lente, dar... sunt mișto. Aproape reușim. Bă, eu nu pot să mă urc, nu. Asta nu cred că mai întorci dacă te răsturni cu ea. Nu, da, nu pe aici. Dar poți să-ți spargi roțile. Pisica nu pe aici, trebuie să întorci. N-ai cum să urci pe acolo, am încercat. Deci, astea în realitate au cauciuc umplut, n-au aer în ele, dacă nu mă înșel. Da, și... Dar poți să spargi roțile în jocul ăsta. Cauciucul ca un... adică e cât un om de mare, în realitate. Mai mare. Sau mai mare decât un om. Am văzut poze pe net. Cred că de două ori cât un om. Ai văzut cât e gangsta? Nu. Mașina aia cu patru roți în spate. A, da. Care trebuie level 100. Da. Imaginează că e puțin mai înalt decât aia. Ia să văd cum se vede înăuntru, doamne! Macabru. Da, e ciudat rău de tot. Ești într-o cușcă de metal. Da, așa e și în realitate, na. Când conduci din interior, să apreciezi distanța din laterale cam... Da. Bă, tu vezi câte mașini de-astea sunt aici? What the fuck, am avut nenoroc. Încă patru. În patru, două, doamne. Da, cum am zis, se spanează la întâmplare. Ba e gol, ba e plin. Am avut un noroc. Sau găsești decât una. Păi când m-am dus inițial, am văzut decât pasta mea pe dreapta acolo. Păi am mai văzut una jos și a treia n-am văzut-o, știi? Sunt curios dacă poți să... Lovește trenul, apropo. Pe bune? Nu știu cine e în fața mea. Eu. Da, da, da. Eu eram. M-am oprit. Ok, eram, nu știu, dinăuntru. Dă-te! Ops, nu vrei să uite? Sunt curios, dacă faci, dacă poți să te urci pe alte mașini, oare? Da, dar cu spatele. Vezi în față scările alea? Blochează coliziunea frontală cu orice vehicul, e ca și cum ai avea bară. What? Da, e stupid. Și dacă mergi cu spatele, te urci pe ele. Faza e că, odată ce a bubuit una sau două mașini sub tine, ia foarte mult damage și explodează. Da, uite că poți să te urci, într-adevăr, scara aia te cam deranjează. Doamne, deci cum să mergi cu mașina asta pe stradă? Doamne, dar vezi cât de mari suntem? What the fuck? Titit! Accident! Nu vezi că e de două benzi ăsta? Uite cât de mare e pe lângă tir, uite-te în spate. Oh my god, deci uite tirul. Ia să ne urcăm pe mașină. Acum îți dai seama de scaling. Holy shit, m-am urcat pe mașină! M-am urcat pe tir! Oh my god! Ce monster truck? Astea sunt monster truck. Bă, astea sunt prea lente, monster truck-ul ăla. Și orică te răstorni și... Dar tu știi că vine poliția după mine? Da, nasol, o să spargă roțile, o să faci foc. Mă urc pe tir. Da, e fain. Gândește-te dacă ar merge cu fața. Stai, da, ia stai că mă duc pe banda cealaltă. Da, deci pe partea cealaltă nu poți decât să le împingi, nu poți să urci, da, pe ele. Da, lovește ca și cum avea o bară imensă de față. Păi încercăm cu... stupid! Aolo, a venit poliția. Poliție, ia stai tu acolo că mă urc pe tine. Aia. Poliție... Uite că fuge omul! Trece iar un tren. Up! Ia uite ce am făcut! Bă, da, tu știi că îi turtești de tot? Da, știu, îi face praf. Deci îi face sandwich. Dacă stai cu roata mai mult pe... nu știu, de vreo 5 secunde... explodează. Hai să nu turtim pe asta. Ia uite cum l-am prins pe polițist în față. Oh my god, ia uite-l cum îl țin. Ce și? Faci? Și? Hai pisica, tu vină încoace. Îl prindem sandwich în față, ia. No. Hai. Oh. Mă prinde și pe mine poliție din cauza ta. Dar eu n-am făcut nimic, domnul polițist. Oh, doamne, deci sunt prea fan mașinile astea. Ia, ia. Ia uite, uite cum arată mașina de poliție. Ce-s mamuz de ea, lent. Dar vezi că nu se dau din mașini jos, polițiștii? Ce rost? Oh my god. Ce să-mi facă? Îi spar și cauciucurile. Oh my god. E direct. Ia uite cum arată mașina aia acum. Nu mai e mașină, săraca. Da, e destul de mișto damage-ul la GTA. Ia uite cum trage ăsta cu... i-am explodat mașina. Deci aia în momentul de față nu mai e mașină. O luau foc. Super tare. Hai să vorbim puțin de update-ul nou. Să lansează un update nou.
Da, abia aștept. Mâine, nu? Da. Sau diseară. Sau dis... Mă rog, diseară după ora 12, după programul american. Sau mâine seară, nici nu se știe. Sau habar n-avem ora, știi. Da, o să vedem. Dacă se lansează mâine la timp, o să filmăm update-ul mâine. Dacă nu, poi mâine. Dar o să bagi iahturi, poți să-ți cumperi case de pe... Poți să fii... Vile, vile. Vile prin poți să fii boss... zona aia de lux de sus, pe unde stă Franklin. Poți să fii boss de criminal și să angajezi bodyguards și nebunii. Adică eu, pentru că am bani. Tu ai bani? Da. Poate să am și eu. Acoliții mei. E, na, ia uite mă. Păi, vă fac bodyguards mei. Dar și stai puțin, și noi câștigăm bani sau ce? Ha? Și tu trebuie să ne dai din banii tăi cum ar veni sau ce? Da. Păi și tu ce câștigi la faza asta? Avem o organizație criminală. A. Da, ideea e că mi se pare că, nu știu dacă e dependentă chestia asta, o să vedem. Ca să se întâmple organizația, nu știu dacă e obligatoriu să ai iahtul. Deci, în teorie, cine să aibă iahtul ăla, cred, nu regulă. O acolo o să faci baza cum ar veni. O să fie VIP-ul și cine poți să trebuie să-ți angajezi bodyguards. Holy fuck. Săracul. L-a lovit soarta. Oh, doamne, e prea... Câte astea. Cred că o să ieșim din mașini, să ne batem puțin cu poliția. Dar de ce nu poți să mă bat din mașină? Păi nu, cred că o să ne omoare vreodată. Până... Ba, da. Eu nu-i văd să-mi facă ceva. Uite, s-a dat ăsta, s-a avut-o pe... Da, da, știu, doar că vine helicopterul. Helicopter. Nu te nimerește, că ai chestia aia sus. Știu, dar m-am dat jos. Eu nu mă dau jos. M-am dat jos să dau helicopterul jos. Nici de-aia n-ai bine fac asta. Ar de fi ce. O, doamne. Acțiune. Acțiune, nu glumă. I-am rezolvat pe toți și acum mi-am luat mașina și plec. Max cel pașnic cu aghiul da, în mână. Da, da, da. Mi-a spart o roată. Și te-ai dat jos și te-ai gândit să tragi cu aghiul. Aoleu, mi-au luat foc roțile, tu știi? Da, știu. What? Zici că-s Ghost Rider. Da, asta vreau să zic și eu, versiunea Ghost Rider cu Bena. Oh my god. Și tu vezi că eu nu mai am nicio roată? Ba da, mai am una singură. Restul-s fără... Eu am roți. Fără cauciucuri. Eu am cauciucuri. Zi mersi. A? Și tot te depășesc. Mai am un cauciuc pe stânga spate. Dă-mi voi să te ajut. Nu! Dă-i că mă duc pe banda cealaltă. Ui! Tot mă urc pe ăștia. Da, dar și pierde tare tot viteză, la un moment dat mai iert. Bine, ai cauciucul ăla. Ce zici tu acolo? Deci fără cauciucul ăla eu nu cred că mai accelerezi așa. Și tot se urcă pe ei. Tu vezi? Da. Cu tancul e ca să vezi cum se urcă pe ei. Cu avânt așa, gen, sare peste ei. Hai să ne batem puțin cu poliția pe aici. Puteți să ieși și voi din mașinile astea. Nu, e păcat. Hai că să ne pe autostradă și e fun aici. E nebunie totală. Hai temă de polițai. Holy shit, ce ești de oameni. Stai că dam sticky bombs. Sticky bombs. Sticky bombs. Boom. Boom. Sticky, 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 sticky. Oh, 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 mă omorâți. Ai grijă. Sticky bomb. E prea fun. Am murit pe mine. Ai murit pisica? Da. Pisica. Ah, eu pot să mă arunc sub pod. Sunt în siguranță. Veniți sub pod, că toată lumea e pe pod. Dar e fun aici sus. E fun și jos. M-am uitat în jos și am văzut o mașină în flăcări. Da, da. S-a văzut haios rău de tot. Și că e mă și jos și vezi o mașină în flăcări care trece. Băi, e o vacă acolo, voi a? Vedeți că e o vacă? E o vacă din carton ceva. Aoleu, aoleu, ce mi-am luat un snipe în gură. Hai să băgăm un contact mission, vreți? Da. Ha. Mihai, găsești o misiune de contact? Hai să mor. Am murit. Ok. Mă puteam cu poliția. Da. Așa. A fost fun. Ia. Oricum nu uitați să vizitați și canalele pe aici. Canalele pisicii și al lui Mihai. Sunt canalele în descriere. Pisicii. Păi eu am mai multe, am doar unul.
Așa, și Pisica și Mihai au câte un canal de YouTube, să intrați și la ei pe canal, să vedeți. Uite așa, avem aici un quick job. M-am dat join. A, gata? Hai că e doar acum. Job. Dai tu nouă job, am mai făcut-o pe asta. Trebuie să dai accept. Nu, nu, nu. A, nu vreau mai aia cu titanul din nou. A, găsim alta. Hai că intrăm și dăm random și ne schimbă. Crezi? Poate să picăm toți în sesiune. E 3 din 6, deci avem loc toți. Nu o să ne dea împrăștiat. Să băgăm altceva, nu știu, că sunt o grămadă. Am mai jucat și eu în timpul liber și am văzut că sunt foarte multe. Sunt foarte multe și variază foarte mult. Da, și de asta zic, am făcut aia cu Titan, nu mai vreau să mai facem. Dacă e să o fac în timpul liber, dar să mai fac pe video, nu. Stai că mai dau o dată. Nu. Dacă ne bag, o să trebuiască să ieșim și să dăm din nou. Stai. Play race. Alone. Vrei? Alone. Nu race. Încerc să fac ceva să fac... Așa, bun. Oh my god, mam. Stai că a murit Mihai, nu-l mai aud. Mihai a ieșit de tot. Pe bune? Da. N-am ieșit. A zis că ai left. Și îmi dă launching session, ce facem? Intrăm în misiune? Și mie la fel îmi dă. A, voi v-a intrat în sesiune, mie nu. Asta e. Am încercat să ies și am reușit. Ieșit. Dar, what? Suntem în garajul unuia. Da, și cum ieșim de aici? Trebuie să dai home, nu? Dai home și dau join pe tine direct, Mihai? Sau? Da, puteți așa. Apasă da, home. V-a băgat la aia Titan of a Job? Da, da. Care vrea să faceți, dar încercam să schimb mișinea. Dau join game pe Mihai. Nu, dai, apasă asta home pe tastatură. Am apăsat. Și, na, intrăm pe el direct și ne bagă pe sesiunea lui. Asta e faza cu misiunile astea, ți le dă random. Și adică când faci, când e să bagi single player și asta, single player, să te joci tu să faci misiuni, să faci level. Da, e ok să repezi misiunile și așa, dar am văzut că am făcut Titan of a Job pe episodul trecut. Da. Zic că ar merge să mai, da, să mai schimbăm. Player is no longer in a session. Eu? Da. Super. Hai că mă bag eu... Ia stai, intru. Mai dau o dată pe tine? Nu, nu, nu. Încerc eu să mă duc la un contact cant, am găsit. Da, dar mie o să-mi vină că pe mine mă bag în single player, cel mai sigur. Sunt aici. Vă da, așa că dau eu pe pisică acum, stai așa. Intră pe pisică și vă dau invite. Ok. Fail. Nu mergeți, dau click, îmi dă server error. Ok, ok. Dă-i înapoi că merge. Stai să văd, cred că m-a băgat într-o sesiune. Da, m-a băgat într-o sesiune. Cred că ești cu mine. Hai să vedem. Am dat pe tine eu. Ok. Dar nu pot să văd că sunt în garaj. Vede, pe mine m-a dat în apartament, deci. Da, da, ești cu mine. Da, ok, perfect. Bun. Hai să... Sesiunea e foarte goală? What the fuck? Las că e bine. Da, e goală sesiunea asta. Da, da, eu am rămas singur în sesiune, de-aia am zis. Și ne-a băgat cu tine acum, sunt cu tine în sesiune? Da. Spui, suntem noi trei. Ok, super. Și e private. Tu e foarte bine. M-am dus pe jos la un contact mission. Every bullet counts. 2, chica. Pisica, tu ești? Presto, hai să vedem. Nu, nu sunt. Ia uite pisica, ia uite, ia uite. Nu te văd. Ia uite, ia uite. Ia, vreau și o mașină la tine, stai așa. Ia uite ce mișto e. Ce părere ai? Oricum. Ce părere ai? Nu sunt host. Poți să faci să sar dacă vrei. Stai să-ți închid ușile că mi le rupi. Ia uite, zic stai să închid ușile, ia... Oh my god. Ușile mi s-au făcut. Dar închide și capota. Aha. Gata. Ia, vedeți că dau acum contact missions. Aha, ia uite ce șmechere. Vedeți dacă vă apare în curând. O să apară, nu apare instant, dar... Gata, a apărut. Gata, a apărut. Dar ce ți-ai pus Mihai pe față? O cască de motociclist? Am dat-o jos. Ah, gata, ne-a băgat în sesiune ceva. Ah, spune că la mine e full. Romance isn't dead. Ce e asta? Cine e host? E altcineva. Romance is dead, Ron. Și nu n-a băgat-o pe pisică. N-a băgat-o pe pisică. Că n-are loc. Full. Cui de... A dat start. Da. Băi, nene. Da, e nervant că, uite, acum, de exemplu, nu poți să ieși, trebuie să dăm gen pe pisică. Dar faceți voi, că... Nu, n-are rost, n-are rost. E iurea. Ia iurea pentru că vreau să facem toți o misiune, știi, și... Da! Da, să nu stau afară. Să dau home și dai join pe pisică. GTA Online, n-ai ce să faci. Da. Dar înțeleg de ce a dat start, instant, așa, adică nici măcar nu m-a lăsat să... Probabil așteptat de mult timp să intre lume și... În momentul ăla când am intrat, gata, ne-a prins, go! Da, dar dacă dai așa și...
Bă, da, din moment ce dau join friends-ul ar trebui session, să da, nu trebuie să rezerve 3 sloturi și când fac mi se mă bage cu toți 3. Măcar intră mai rapid în sesiune, te-mi-a intrat instant la pisică. Intră și tu și dai din nou. Hai, al treilea, a treia încercare poate merge. A treia cu noroc. Aoleu, unde m-a dat? Mă, dacă nu o să meargă, nu o să meargă. Până la urmă nu avem ce să facem GTA Online. Merge, dar na, să prindem loc toți trei. Ai da, da. Mica problemă. Ar trebui să faci tu, știi, un fel de lobby din prima și... Poți, dacă mă duc la misiune pe jos, intru eu. Am încercat asta mai devreme. Și pentru că era matchmaking-ul pornit la ăla, m-a băgat într-o sesiune cu alți trei. A, nu, dă, caută din nou, nu? Sesiune, bine, mai dăm o dată. Dă, și să-i dăm instant, știi, exact, pisica, să stai pe, stai pe fază. Da. Imediat cum apare, te duci la jobs, deschide telefonul deja. Și imediat cum îți apare, dar instant, pentru că dacă nu dai, îți intră altcineva și... Da. Hai, așteptăm. Încă n-a venit. Ce locuri, mă? Looking for a job, încă n-a găsit lobby. Ah. Bănuiesc. Gata, a venit, a venit. Gata. Dă-i, instant. Gata. Pe bune. Ce, tot Titan? Da. Hai să facem Titan, n-avem ce să facem. Hai să facem. Și după urmă mai facem una. Și după aia dăm random și schimbăm contact mission-ul și o să fie orice altceva în afară de asta. E stresantă chestia asta cu mission-ul. Cred că asta e prima misiune, nu? Nu. Sau nu are... Ce-o dă la întâmplare, numai asta pică. E random, dar din două încercă să nimeni și cu asta, înseamnă că o face cineva și ne bagă un matchmaking. Păi, da. Încearcă cineva să o facă, dar de ce? E destul de simplă misiunea asta. Băi, sunt într-un apartament. Da, în apartamentul ăsta. Cum ieșim? Stilul Titan. Ah, exit apartment. Ok, n-a dat ăsta afară pe toți. A zis, ieșiți în pana mea. Avea curma? Am eu, bă, what the fuck? Sunt la el în ăsta, cred că ne... Putem să luăm, să-i furăm mașinile? Nu. A, uite, are insurgentul. Uite, dar ăsta are, da. Dar toate mașinile și le-a făcut la fel, tu vezi? Da, cât de... Ui, spus mi-o și ce dubios. Dar vreau să ies, că eu am curma afară. Eu n-am curma afară. Du-te la garaj. Nu, am parcat în fața... Eu am T20, că, na, cu asta eram. Pe ușa la Pagani Huraya scrie... Ia, intră pisica, intră pisica la mine. Intră că o să... Oh my god. Vezi că vreau ăsta, dar pe bune ne... Nu-l las pe ăsta. Mihai, unde ești? Ies acum afară din garaj, gata. Uite, n-ai roți. Ce? N-ai roți. Ce mai arată jocul? Na, nu mai avem loc, nu? Gata, s-a încărcat. Ba da, mai e loc pentru și omorâtul ăla. Ha, mă, vină încoace. Ne-a pus în... Vehicle doors... Everyone. Haide, intră. Vreau o invitație cu trandafiri, ce... Cât de lent sunt unii, mă. Nu, că nu... Oricum nu puteați să intre, că n-aveam... Pune și voi marker pe hardă. Deci faza e că... ce vreau să zic eu? Ăsta ne-a dus în garaj să ce? Să ne arate mașinile? Că el până acum nu și-a luat nicio mașină. Nu, dar... Nu înțeleg de ce ne-a pornit din apartament. Da, da, da. E un bug, am mai pățit chestia asta. A spanat el în casă, ne-a mutat în garaj el. Pe mine m-a băgat odată într-o misiune, ăștia erau deja acolo, pe mine m-a spanat în apartament. Și a trebuit să merg până la misiune de cred că 3 km. What the fuck? Da, ce? Poți să stai AFK, dacă da. te dă în oraș și tu trebuie să te duci la țară, la Trevor, la aeroport. Păi deja ceilalți player țări în misiunea până ajungi tu acolo. Da. Ciudată fază. E, oricum misiunile astea o să se repete la un moment dat, adică chiar dacă... Dacă de multe sunt o să se repete, evident, da. Facem, să zic, ok, facem 10, facem 20 și după aceea o să începe să se repete și... Asta e, n-ai ce să faci, oricum o să le mai facem. Eu oricum o să bage game mode-uri noi acum. Am văzut un mod amuzant, m-am uitat pe stream la Twitch. Conduci cu mașina, da. Și ți-mi pune o limită de viteză ca care să nu scazi sub ea și dacă scazi sub ea... Îți bubuie mașina și gen e o boară care se carcă în cât timp îți bubuie mașina, adică ți acordă un timp să crești înapoi la viteză, știi? Și destul de tare. După ce faci vreo două lap-uri, viteza aia tot crește și la un moment dat devine imposibilă și gen cine a rămas pe primul loc ăla câștigă și la un moment dat explodă toată lumea. Tare chestia asta. E haios gândit, știi? Dar mă gândesc că ziceau ei. Dacă te-a lăsat unul în spate și te-ai învârtit, ești cam garantat explodat.
Ziceau ei de o chestie, că vor băga, nu știu ce, defend mode sau ceva de genul ăsta, deci tu ești pe iacht și o să altă gașcă de asta, altă organizație criminală, o să încerc... Păi da, eu o să fiu VIP-ul, voi o să mă protejați pe mine și dacă ea mă atacă pe mine, voi trebuie să-mi faceți defend, bine, da. Și o să trag, evident. Și hai să fim serioși, la câți cheateri sunt în jocul ăsta, n-o să chiar crezi... Adică nu o să fie... Da, dar după asta, crezi tu că o să mai meargă modul ăla? Hai să fim serioși, eu nu cred. Să sperăm că mai updatează anti-cheat-ul ăla și... Pentru că imediat cum vine un cheater, să zicem că își face și el organizație criminală, nu știu ce, vine omul, te explodează pe... Explodează pe toată lumea de pe vapor. Gata, a terminat, a câștigat. Tu te crezi balerină cu mașina asta. Faci flipuri, tulupuri de alea. Păi nici nu știam că acolo era, de obicei nu era gardul ăla pe... Așa, și... Dacă vreau să zic ceva de... Cu sniper-ul, ce de... Nu, mergem în ei. Ai văzut limuzina cu turete sus? Nu? Nu? A băgat limuzina cu turete... cu turete sus, o să fie genial. What? Oh, fuck. Nu uitați cine... că sunt vreo doi pe sus. L-am luat-o pe ăla din dreapta, cred. Dacă vă omoară, să-mi spuneți. Eu nu... O să mă duci chiar mai încet. E blindată, da, știi, dar... Nu prin nimic asta chestia, că mergi prea repede. Păi da, dacă se trage prin geam, poate să te moare, știi? Și de asta mi-e frică că sunt foarte mulți. Da, te nimerește greu. Dacă stau pe loc, uite, pe mine m-a nimerit acum. Păi dacă trage ce fără nu trage. Calcă-l! Ce? Oh my god. Nebunie. Îmi trage ușa. Vezi că ăștia pot să cal și cu insurgentul pe ei, tot se ridică. Da, nu știu, e amuzant. Adică eu înțeleg că oamenii au armură, dar dacă vii cu dita mai mașina și calci, totuși. Trebuie să vezi că se ridică ăla. Nu, gata, a murit. Mă mir. Mihai, să te duci tu în avion repede, că poate să urcă ăsta. Eu nu-mi stânga. Bă, tu vezi cum face mașina asta? Numai la mine faci așa? Ha? Numai la mine să freacă într-o parte și în alta. Pesica, tu ce faci? Am plecat, că nu-mi place. Bă, what the fuck? La mine e un bug ciudat. Mașina asta face într-o parte și în alta de fund. Lol. Îți dansează mașina? Da. Și? Aruncă cu bacșiș. Hai, bagă-te în... De cine a condus? Hai că mai sunt doi ăștia care trag mine. Ăsta a condus, frate, am zis, stai să vezi că îi conduc eu. Oh my god. Pe ore lag pe server, se întâmplă ceva. Mergeam cu... Urcă-te în... Nu putem sta și aici. Nu, urc, ți-am zis să te urci. O să conduc ăsta și parcă vezi că facem fail. Ți-am zis vreo 3 ori să conduci. Uite, mă, un spanac. Stai să vezi ce fail facem. Aoleu. Mi-e frică mereu cum conduce un random player. Da. Știu. Ia să văd. Hai că... Și trenul de aterizare? Ok. Las cu... Bun. Pare să știe, da. Dar ce level are? 85. Mă? Da, știu. Dacă are 85, știe să-l piloteze. Ieri am jucat și eu cu un... Tot așa cu un ăsta. Și nu știam să fac aia cu hack-ul, știi, de pe laptop. Abar n-aveam. Ah, deci fii atent, când faci hacking-ul, ai două programe. Da. Ai unul care... Trei. Am făcut eu unul și sunt trei. Am găsit tot așa unul. Făceai step 1, step 2 și mi-a dat și step 3. Ai unul pe care îl grupezi. Grupezi literele și faci un cuvânt, da? Da. Ai, mai ai unul care... Ai o grămadă de cifre. Da, ăla cu cifrele nu știu. Cum? Cum să-l fac? Și l-am... Ăla e simplu. Trebuie să scrii acolo sus o formație de cifre și tu trebuie să o vezi acolo și când o vezi acolo trebuie să apeși enter, știi? Eu apăsam așa prostie pe enter și pe urmă l-am întrebat pe tipul ăla că el era cu avionul ăla de trage cu rachete și chestii și l-am întrebat pe tipul ăla că poate să mă ajute. Și a zis că da. Și a coborât omul din nou și m-a ajutat. Și mai e o chestie, cum se cheamă, o primești în primul heist pe care îl faci, tu ești în mașină cu unul și tu trebuie să faci un hacking ceva. Și am presupus că e un fel de minigame să treci, nu mai știu. Da, zici că e un Pac-Man. Da, exact, da. Știu, e stupid ce era. Da, acolo m-am chinuit o grămadă să-l fac, că nu... Dacă ratezi un pic... Eu cred că o să mă dau cu parașuta, are ceva că mă dau cu parașuta? Păi de ce? Că de ce nu? Nu știu dacă... În teorie nu. Nu are nimic, a fost că doar unul singur. Doar el trebuie să ajungă acolo. Doar el ca pilot trebuie să ajungă acolo, cred. Da, deliver the Titan to Sandy Shores Airfield, de asta-i tot. Nu zice că trebuie să fim toți acolo sau ceva.
De ce vrei să te arunci? Da. De ce? De ce nu? Unde e aeroportul? Eu cred că o să mori, nu mai avem mult. Crezi tu că o să mori? Hai că n-a pus să deschizi parașuta. Nu dar cred. Dacă deschizi, o deschizi la limită. Da, de ce? Din cauza elicilor? Nu, e jos. Până face caracterul, e prea jos. Că ridică mâinile și să deschidă parașuta și... Nu, e prea jos, deja a lăsat, deja suntem lângă pământ, n-am timp. Am zis că poate zbura mai sus, dar nu. Omul aterizează deja, da. Și acum... Da. Se prăbușește de copotul un nisip ăsta aici. Aoleu, a primit motorul și... Da, s-a mușu. N-ajunge până în partea cealaltă. A, le pornește. Hai că a mers bine cu ăsta, de bine, de rău. Mi-a fost frică pentru că zic, bă... Da, la nu știi... La astea de avioane și mie, sau elicoptere, mi-e frică să mor cu cineva, că... Aoleu. De multe ori sunt mulți care nu știu să zboare. Știi că s-au spart roțile? Da, și am impresia asta, are roți sparte, nu? Acum, sau, l-am auzit, au făcut... Acest cântei. Da. Trebuie să-mi dăm jos. Doamne, cum face harta, tremură. Da, am văzut. Și mie. Astea-s bug-urile înainte de patch, știi? Să-mi bag cele. Pentru că mai devreme nu se încărcau roțile la curuma, știi? Gen, nu era încărcată textura și vedeam că mergi fără roți. Mie o să vezi pe video. Zbura într-o parte și în alta, camionul ăla, nu știu de ce. Still the Titan. Pe bune? Bă, îmi vine să-i dau lua la un pumn, e atât de prost, trebuie să parcheze la mai în față. Dar e greu, mă, e greu să vezi că, uite, când te urci în el... L-a lăsat omul acolo, uite și tu la el. Nu e bug. Nu, uite, trebuie să-l duci mai în față, a? Nu? Lol, m-am urcat, l-am mișcat un centimetru în față și... Pe bune! Mission passed, yay! Dacă vreți să faceți level foarte rapid și să faceți o grămadă de bani în GTA Online, vă recomand să faceți contact missions, exact misiuni de astea. Uitați-vă puțin câtă experiență îmi dă. Și am, cât am stat? Cred că am făcut jumate de experiență. Max? Ai făcut 40? Mai am puțin și fac level 41. Care aia? Pe care o alegem? Pe care? It takes a thief? Hai să luăm aia. Aia? De ce? Vrei să mă iei pe mine sau ce? Nu, că nu știu ce trebuie să faci. Îmi zici eu. Nu mai pot să mai aleg nimic. Am ales eu ăla. Cred că faci... Să fie între pisica și el acum. Să vedem ce. Sper să ne dea în același lobby, că nu știu. Da. În teorie ne dă. Știi că Cromaia ți-o dă la level 43, eu zic că ți-o dă la level 40, am fericită că am făcut level 40. Neapărat, e bine. E bine, da, hai să-mi iau muniție și ce purchase heavy armor. A dat, poți să, uite. Oh, super, să vine plină. Nu, e plină? Tare. Oh my god. 4 trailers. Da, episoadele de GTA Online vor fi în funcție de timpul nostru, adică dacă, să zicem, e o zi în care avem mai mult timp, filmăm un episod de jumătate de oră, de 40 de minute. Dacă e într-o zi în care nu avem timp foarte mult, filmăm un episod de 25 de minute. Variază în funcție de timpul pe care l-avem în ziua respectivă. Ca să știți, să nu ziceți că episodul prea scurt când e 25 de minute. Chiar max. Și ce trebuie să facem? Mai e Battlefield 4? Da. Jucăm după aia? Da, poate jucăm, depinde de timp. Știi de când am mai jucat? Da, eu chiar mi-am luat premium la Battlefield 4. De ziceți voi. Mi-am luat premium... Jocul în care eu apar la credit, eh? Pe bune? Hai să ne urcăm la Max, care e bine data. Hai, bagă... Am deschis, intrați toți. Hai. Ia uite-l pe ăla. Am plăcut de canal. Sărac. Ce e? Aolo. Ce rupturi te are? Iar le bagă maxul de pana mea. E unul aici după... Lol. Hai să-mi schimb și eu ăsta. Te așteptai după ce treci printr-un gard să fii un AI? Nu. Nu? Adică a fost random. Cred că e bugui. What the fuck? What the fuck? Că nu văd nimic. Nu trageți roțile la tirul ăla, am impresia că să-l folosim. Ăsta e cumva misiunea în care trebuie să iei un tir și să-l cari cu o remorcă. Da. Că... Trebuie să-l luăm 4, cred. No? Că țin minte că am făcut o misiune de genul ăsta și tipul a răsturnat remorca și pe aia ne-am chinuit vreo jumătate de oră să punem remorca înapoi. Foarte. Da. Pentru că era șofer. Da, era. Hai că o să fiu acum șofer, parcă... Bă, dar du-te mă de aici, mă. Important e să nu murim. Uite mă, am trecut prin gard, l-am călcat și tot e în viață omul. Tare. Bun, suntem în siguranță. Omul e hardcore. Toată lumea trebuie să ia câte unul sau ce? Nu, avem doar două. Stai bine, și voi pe lângă noi că probabil o să ne atace. Pisica, ești cu mine în mașină? Să ne omoare da, sunt cu tine în mașină, hai. Și noi nu prea tragem. Hai că să vă aștept. Hai băieți, suntem în față. Da, toți s-au luat tiruri și Dumnezeu. A luat ăla de rezervă, gestii. Help deliver, știi? Adică, uite, e o mașină de aia în spate, da, dacă e ceva e vapor.
ce mișto sunt astea de condus. S-a spart o roată la cineva, nu știu la cine. Da, e oricum are câteva de rezervă. Uite, îmi vine unul din față. Era rău, n-ai bine. Încerc să văd de unde. Care sunt, mă? Uite, uite, ăia cu mașină neagră. Bă, dar ai dracu se spanează în fața ta, știi? Ia uite, iară. Ia uite-l, mă! Bă, mamă, ce, ce bine a lovit ăsta, era să-mi smulgă trailerul. Nu, aveți grijă. E agresivă, AI-ul astăzi. Nu și-a băut lăpticul. Serios. Trebuie să nu dai și tu în ei, ca să nu-i răstorni. Da, decât două tiruri, da? Da, da, da. Ai mai multe? Nu, ar fi chin, îți dai seama, 4 tiruri. Oricum e aproape checkpoint, uite, aproape am ajuns. A, e tare. Oricum sunt tari misiunile astea, mi se par foarte. Sunt mișto misiunile, dacă mai vreți să mai facem misiuni să ne spuneți în comentarii. Știți, mult mai fun decât niște heist-uri, de exemplu, care te chinui o grămadă și faci și level foarte repede. Da, da. Adică ieri m-am jucat și deja făcusem, deci aveam level 37 sau 38 și deja am făcut level 40. Adică ia uite, șoferii profesioniști. De șoferii ăla, vreau să fiu ca el când o să cresc. Vreau să mă vezi să conduc. Hai. Hai, stânga, dreapta, nu lovit cu el de pereți. Vată să conduci tirul. Ia uite-l, mamă, arup hidrat. Mamă, ce fa... Doamne... Doamne... Omul e șofer. La limită, așa. Stai că Mihai are emoții, că a vorbit despre asta, dar poate face și el la fel. N-am făcut. Nu, că joc și Euro Truck Simulator 2. A. Ăla mai rămâne să-l filmez și ăla și cred că adorme lumea în fața la video. Și uite, pe acum ne plimbăm și suntem una 7. 15, 15. 10.000, destul de bine. Și am făcut aproape am făcut 34. 41. Super tare. Bun, ăsta e episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!